Știind cât de flămâni suntem la ora asta, prietenul nostru Toli Druga, cel care vrea să ajungă un mare artist, dar și care se consideră un bărbat irezistibil, a venit la o seară perfectă după ce a petrecut mai multe ore la bucătărie. Bună seara, Toli! Bună seara! Care vrea să fie un artist sau cum acolo? Să fii un mare artist, nu e visul tău ăsta? Nu e visul meu, e visul meu să cânt și să creez muzică de suflet pentru oamenii care apreciază muzica de suflet și nu tot ce se bagă și formatul radioului la noi în țară. Am înțeles, dar azi ți-ai pus în valoare și talentele culinare. Ai pus pe Facebook mai multe farfurii cu recitură. Aștepți oaspeți? Dacă sincer, le-am făcut pentru niște oaspeți, dar ca să știi, oamenii nu am plănuit cu voi împreună aici să vin cu reciturile. Da. Dar uite, ai venit și mi-a adus Toli mi-a adus recitură. Spune-mi, dar noi n-am văzut aici în redacție la nicio gospodină o recitură cu atâta pătrunjel. Asta e ceva specific, bărbătesc. Dacă bărbatul se respectă pe el și vrea să fie în gustul femeilor și vrea să facă față femeii care îl iubește, o să mănânce și o să pape la pătrunjel, de o să-i plesnească burta. Dar fără pătrunjel nu? Nu, fără pătrunjel, din punctul meu de vedere, nu merge, pentru că pătrunjelul are un remediu foarte sănătos și aduce foarte un punct foarte bun. Deci înțeleg că tu de la o anumită vârstă doar cu pătrunjel în fiecare zi. Deci mama mea, să vă spun sincer, are niște e o istorie foarte și mă cupleșesc emoțiile când mi-aduc aminte că mamei mele trebuia să-i fac o operație. Așa. Și avea pietre. Și s-a dus la o doamnă, nu mai spun acea doamnă că fac publicitate. În Chișinău aici este medic o doamnă, sau ghicitoare? Sau nu, o doamnă care are ierburi din astea și care vinde cu sacoșile și chiar a avut efect. Și o doamnă de cancer de la noi. Toli, sunt nevoită să te întrerup în acest moment? Deci suntem cu Toli Druga acum în direct. Toli, mergi la vot pe data de 13? Eu merg la vot și sper că prin votul meu să schimb ceva în țara asta, că e totul metaforic sau iluzii din ceruri. Metaforic e ceva frumos. E frumos, dar nu putem trăi în atâta metaforă. În stomacelele noastre să trăim cu metafore. Putem să trăim la... Păi și de asta ai făcut azi recituri? Sunt omul tuturor faptelor și tuturor... De ce nu ai îndepărtat grăsimea? Nu se îndepărtează, deoarece bunicuța mea când făcea... Nu mă închipui să... Nu am văzut așa recitură cu atâta grăsime și pătrunjel, serios. Păi nu știu. Din ce ai făcut? Nu e din cocoș, nu? Nu e din cocoș, nici din găinușă, nici din pichere. Dar din ce? E din ruladă de șorici de porc și din tobă, cum se mai spune, santison la noi. Așa se face la voi? Din așa ceva se face? Nu, eu sunt cu fanteziile astea. Dar credeți-mă că gustul se merită, numai să nu papi noaptea. Pe cine aștepți azi la recituri? Astăzi nu. Mâine? Am așteptat deja, dar au degustat și au plecat. Musafirii la mine vin și pleacă și tot. Ai scris azi pe Facebook că fata ta, femeia care ți-ar înțelege gusturile și în materie de răcituri și muzică și de viață, nu s-a născut încă. Asta e o glumă de-a mea specific. Adică deja s-a născut. Este născută, dar dacă eu o caut acum și nu o găsesc, înseamnă că ea este pe un alt drum. E pe alt drum, dar o să vă găsiți voi până la urmă. Dar cum trebuie să fie fata asta? Să fie puternică și să facă față tuturor cerințelor mele. Vouă, bărbaților, vă plac femeile puternice? Nu îmi place, că dacă mi se oferă ceva, trebuie să fac ceva. Nu pot să promit și niciodată nu am cântat și nu am făcut ceva metaforic, nu prea îmi plac cum stau lucrurile. Îmi place așa, ai vorbit, se întâmplă. Și un mesaj, dacă se poate, să dau la oamenii ăștia care mă sună și care sunt mai nebuni, care mai buni, că același Pavel Stratan tot este deranjat, sărmanul om, de oameni de diferiți. Eu tot sunt deranjat de persoane care sunt mai serioase cu petrecerile private, care nu. Dar care este sensul să dai un sunet și să înjuri sau să vorbești niște vorbe și apoi în blacklist să pleci? Da, de ce postezi mesajele private pe care ți le scriu? Deci de asta se numește în privat. Se scriu fetele, bărbații? Nu. De exemplu, ce mesaj privat am postat? Păi pe pagina ta de Facebook. Am postat doar o singură dată sau de două ori, când un nebun mi-a scris că îi plac. Dar eu i-am spus că mie îmi plac femeile, nu îmi plac bărbații. Și eu sunt împotriva la tuturor chestiilor nebune de genul ăsta. Așa. Ai venit azi cu o piesă nouă?
Spune-mi despre ce fel de piesă este vorba și te rog chiar să... Este vorba despre o piesă care mulți lăcrimează și am mesaje foarte emoționante pe pagina de Facebook și Urnoclasnice referitor la această piesă, dar cred că telespectatorii și cei care o să o audieze o să-și facă impresia singuri. Nu vreau să cicălesc. Hai să auzim piesa, Ana, Tolie. Sunt copilat.